cuviosul părintele nostru Eftimie cel Nou. 15 octombrie, acest preacuvios părinte Eftimie a fost mai întâi mirean, om drept credincios, viețuind în căsătorie cu cinste, apoi, umilindu-se cu sufletul și iubind pe Dumnezeu cu toată inima, a lăsat lumea și pe toate cele din ea, a lăsat toate și pe soția sa și s-a dus în pustie, în care, sălășluindu-se cu fiarele și luptându-se cu diavolii, viețuia ca unul din cei mai dedemult pustnici, suferind gerul și zăduful, chinuindu-și trupul cu postul și cu ostenelile și învindu-și sufletul cu neîncetate rugăciuni. Și atât de bine a viețuit, încât viața lui a mirat pe îngeri și a înfricoșat pe diavolii și a fost povățuitorul monahilor, pentru că s-a arătat ucenicilor săi bun învățător, ca un tată către fiii săi, povățuindu-i pe dânsii la mântuitoarea cale pe care el însuși călătorind ani îndelungați, a ajuns la limanul cel bun. Și acum, după ostenelile cele multe, se odihnește tot acolo unde sunt acei pe care i-a chemat Domnul la sine, zicându-le, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Viața cuviosului Eftimie cel Nou nu este scrisă mai mult decât atâta nicăieri, în afară numai de ceea ce am putut să știm din slujba cea pusă în mineiul pe luna octombrie și aceasta am pus-o aici. În această zi mai facem și pomenirea sfântului mucenic, un monah oarecare, al cărui nume nu am putut să-l aflu, care a stat ani mulți în schit, ascultător părintelui său. Apoi, din zavistie diavolească părăsind ascultarea, a plecat de la starețul său, fără pricină, fiind în canonul cel pus pe dânsul pentru neascultare, și a intrat în Alexandria, unde a fost prins de păgânul stăpânitor de acolo, și luând de pe dânsul călugăreasca schimă, îl silea ca să se închine idolilor, dar el nu a vrut, pentru care pricină fără milă l-au bătut și i-au tăiat capul cu sabia, iar trupul l-au aruncat spre mâncarea câinilor. Iar niște creștini oarecare, luând noaptea trupul mucenicului și punându-l în sicriu cu arome, l-au așezat în altarul bisericii cu cinste, ca pe un pătimitor al lui Hristos. Iar când începea să săvârși dumnezeiasca liturghie și când sfântul propovăduitor striga, cât sunteți chemați, ieșiți, se ridica racla cu moaștele mucenicului. Nefiind atinsă de mâini omenești, ieșea din biserică și rămânea în tinda ei până la otpus. Iar după otpus, iarăși racla singură intra în biserică și se așeza la loc în altar. Și aceasta se întâmpla la toate liturghiile, ieșind și iarăși intrând, spre mirarea tuturor. Iar unul din nobilii, fiind credincios și cu viață îmbunătățită, văzând aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu ca să descopere această taină despre ieșirea din biserică a mucenicului în vremea liturghiei și a câștigat cererea. Pentru că îngerul Domnului, stându-i în față, i-a zis, ce te înspăimântează în ceea ce se face? Au nu au luat puterea apostolii și urmașii lor, episcopii și preoții, a lega și a dezlega? Iată că mucenicul pe care îl vedeți ieșind din biserică a fost ucenicul unui pustnic, căruia i-a spus pe nume, dar pe care neascult îndul și legat fiind de dânsul, prin canon nedezlegat petrece. Apoi cu nună și-a luat ca un mucenic al lui Hristos, dar nu poate să stea în altar când se săvârșește slujba, ci poruncindu-i îngerul, el iese și va ieși până îl va dezlega cel care l-a legat. Acestea auzindu-le fericitul bărbat, s-a dus de grabă la acel pustnic, l-a adus în Alexandria la mucenicul lui Hristos, a cărui racle deschizându-i, l-a iertat și l-a dezlegat, apoi l-a sărutat și stând să se săvârșească dumnezeiasca slujbă, mucenicul n-a mai ieșit de atunci din altar. Tot în această zi mai sunt pomeniți și sfinții mucenici Sarvil și sora lui Vivea, pentru pătimirea lor, care în Edesa au fost chinuiți, în vremea împărăției lui Traian, de către Lisie, boierul. De asemenea, se mai face și pomenirea cuviosului Savin episcopul.